O femeie a dat de 150 de ori examen pentru permisul de conducere, atât teoretice cât și practice, în numele altor oameni. Aceasta a fost condamnată la 8 luni de închisoare. Femeia a recunoscut că a susținut testele între 2018 și 2020. Potrivit poliției, ea de dea examenele în locul unor persoane care nu știau suficient de bine limba engleză. Potrivit tribunalului care a condamnat-o, la centrele de testare au apărut suspiciuni că femeia se dă drept altcineva și susține examenele în numele altor persoane. Potrivit poliției, femeia făcea acest lucru pentru bani. Astfel de fraude prezintă riscuri semnificative pe pentru publicul larg, a spus inspectorul de poliție. O reprezentantă a Agenției pentru Standardele Șoferilor și Vehiculelor a spus că permisele de conducere obținute în mod fraudulos ar putea fi eliminate. Rolul acestor examene este de a ne asigura că oamenii au cunoștințele, abilitățile și atitudinea corectă pentru a conduce pe drumurile noastre. Eludarea testelor pune viețile în pericol, a adăugat ea.